Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați ai acestui canal, bun venit celor noi. 21 septembrie, notați-vă, este ziua în care vom afla dacă Bitcoin are și întreaga piață cripto are șanse să se prăbușească spre noi minime sau are o șansă să își revină cât de cât pentru perioada următoare. Foarte multă lume discută despre probabilitatea ca Bitcoin să ajungă la 10.000. Deja este o discuție obișnuită, dar lucrul ăsta pentru mine este și un semnal că piața este pregătită pentru așa ceva, nu este neapărat să se întâmple așa ceva, dar oamenii sunt pregătiți. Astăzi vorbim despre ce înseamnă, în termeni simpli, 21 septembrie și de ce este important. Vorbim despre Bitcoin și poate Ethereum și Polkadot, că am văzut în comentarii foarte multă lume discută și prefer să discut despre Polkadot pentru că e un proiect în care investesc pe termen lung. Dar, înainte de toate, trebuie să vă urez poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, să aveți o zi extraordinară și minunată ca voi. Începem cu acest articol din Forbes, Fed Mega Hike Expected on September. În termeni simpli, Fed-ul și autoritățile americane se luptă, în ghilimele zic eu, din răsputeri să potolească inflația. Inflație care a fost creată artificial, printând bani cu nemiluita. Iar ultimele două întâlniri au dus la măsuri care au impactat piața cripto. Acum nu e vorba de recesiune, știți că atunci când au anunțat recesiunea, piața a reacționat pozitiv, de parcă era ceva formidabil. Wow, suntem în criză, ce formidabil. Bun, deci pe 21 septembrie oamenii ăștia se întâlnesc. Dacă această rată este din nou crescută la 75 BPS, lucrurile sunt nu tocmai bune, însă sunt oameni care, specialiști financiari, care se așteaptă ca septembrie să fie un pic mai dur, mai greu. Și atunci, dacă lucrurile se vor întâmpla în direcția asta, cu siguranță Bitcoin se va îndrepta spre o direcție pe care mulți dintre noi nu o dorim. Ne uităm pe charturi. Vedem că pe daily Bitcoin pare că se întoarce. Asta s-ar putea să fie pentru un moment. Poate să fie un bounce până pe data de 21, când se anunță oficial de către Fed ce va urma. Și am putea vedea din nou Bitcoinul la 21.000, poate la 21.400. Stați, mi se vedem pe 4 ore sus. Nu a avut o creștere spectaculoasă. A testat acest 20 weekly, de fapt nu, acest 20 moving average pe 4 ore. Ia să vedem pe... Da, pe daily suntem sub toate. Suntem și sub 20, și sub 50, și sub 100, și sub 200, da? Deci, privind macro piața cripto, arată destul de prost. Avem această zonă de suport aici, la 19.330, dar lucrurile se vor întâmpla, zic eu, în așteptare, artificial, până pe 21 septembrie. Ce ne putem aștepta de la Bitcoin pentru zilele următoare sau cel puțin pentru azi? Pentru zilele următoare, vă spuneam, până pe 21, dacă acest stochastic RSI se întoarce, m-aș aștepta să testăm 21.000, poate 21.500, ăsta ar fi un scenariu optimist, nu mai mă gândesc la 23.000 sau altă variantă, deocamdată, adică prefer să fiu rezervat. Astăzi, pe 4 ore, e posibil să mai pupăm o corecție, adică în weekendul ăsta și să testăm 19.600, asta e o zonă de suport. Pe o oră suntem jos, astăzi, nu știu, până la prânz, până spre seară, vedeți, ăsta se va întoarce, probabil vom testa 20.000,
200, 20.300. Ar fi interesant pe oră dacă am reușit să rupem această rezistență aici la 20.100, pentru că ar însemna că ne ducem spre 20.700. Dar lucrurile nu sunt aliniate. Deci pe 4 ore ne indică corecție, pe o oră ne indică că vom încerca un mic push. Probabil nici nu vom ieși din acest canal, zona asta, 20.200, și e posibil să vină acea trosneală. Hai să ne uităm pe Ethereum. Ethereum-ul se comportă, nu știu, dezamăgitor din punctul de vedere al unora. Nu uitați, dimineața, pe o oră, ce v-am zis că fac? Intru și trasez zonele de suport. Deci Ethereum pe o oră este într-o mică corecție, probabil aici la 1440 are suport. Pe 4 ore va avea corecție, iar suportul este aici, la 1409. E interesant de urmărit Ethereum, adică la marile lui căderi, cum a avut în ultimile zile, sunt bounce-uri, priviți, gen aici a căzut aproape 10%, după care a făcut un bounce de 7%. Acum, ultima cădere pe 4 ore a fost mare, 12%. Ia să vedem bounce-ul. 5%. Deci întotdeauna dacă vânați mari căderi, puteți prinde 2, 3, 4%. Asta pentru cei care tranzacționează pe intervale mai mari, gen 4 ore. Dar pe daily, se pare că dacă nimic major nu se întâmplă pe 21, își va reveni. Pentru mine 2000 rămâne în continuare o țintă pentru Ethereum. E adevărat că mulți consideră că s-a comportat dezamăgitor. Eu vreau să vă zic ceva. În piața cripto, proiectele nu sunt reflectate în preț decât în bull market, poate. În general, sunt doar monede care sunt tranzacționate și prețul nu reflectă realitatea, mai, în general la proiectele de calitate. Hai să ne uităm și la Polkadot. Polkadotul pe daily. Polkadotul pe daily a avut acest mega crash. Suntem în această zonă, să zicem, relativă de suport. V-am zis eu personal, dacă cumva Polkadot se duce sub 6 dolari, nu mai zic sub 5, da? Mă pregătesc să intru, nu all-in, ultra all-in în el. Hai să ne uităm și macro pe weekly. Bun. Deci la Polkadot această linie galbenă cam ar reprezenta zona de suport absolut. Undeva la 5 dolari 65 dolari 40, pentru că de aici a început bull market-ul. Deci în zona asta. Deci practic noi suntem într-o zonă de consolidare, pentru că suntem de mai multe săptămâni în acest range. Șansele să rupă nu sunt foarte mari, dar dacă se întâmplă, cred că va fi o bucurie pentru foarte mulți dintre noi. Eu îl aștept cu interes. Până atunci, de câte ori prețul este sub 7 dolari, pentru mine e o oportunitate de achiziție. Dacă vreți să învățați să tranzacționați, cel puțin cei care vor pe daily să facă mici profituri în fiecare zi, vă invit la evenimentul de scalping de pe 1 octombrie ora 12, live streaming făcut de mine. Dacă vreți să învățați să tranzacționați pe mai multe intervale de timp, vă recomand cursul de tranzacționare de 4 ore. E un curs pe care trebuie să-l aveți și trebuie să-l studiați de foarte, foarte multe ori și să-l folosiți ca să vă definiți o strategie de tranzacționare. Îl găsiți și aici, pe BitMarket, unde îl puteți cumpăra cu cripto. Văd că s-a listat și o mașină nouă, un Volvo. Doamne ajută să se vândă, cred că e din Arad. Dragilor, vă doresc o zi fenomenală, weekend minunat, aveți grijă de voi!